Mă văd. Mamă, mamă, mamă. Te rog, oprește-te. Mori. Te rog, mori odată. Te rog, te rog, te rog, mori. Te rog. Așa. Bă, ce palpitații îmi dă. Hai, salut, băi, fraților, și bine v-am găsit la un nou minunat gameplay pe canal. Eu sunt Sebi Crișan și astăzi ne jucăm jocul nostru preferat, Minecraft, dar începem cu jumătate de inimă. Dar înainte să ne iau acest clip, dacă ești nou, nu uita să te abonezi, dacă nu ești nou, nu uita să dai un pum butonul de like și să strângem cât mai multe like-uri pentru acest videoclip. Hai să nu mai stăm mult de vorbă și să-i dăm aici bice direct. După cum puteți vedea, mi-am băgat un shader, shaderul se numește Chocapic. Bă, deci efectiv m-am îndrăgostit, mă frate, de Minecraft cu shaderul ăsta. Bă, deci uitați-vă cum se vede apa, uitați-vă soarele, cerul. Bă, deci îmi vine să mă joc Minecraft 24 din 24 cu shaderul ăsta. Iar skin-ul, din păcate, nu am skin-ul meu, am skin-ul acesta, skin-ul lui Ion. Pentru cei care nu știți, mi-am pus în cap un proiect, să zic așa, și vreau să fac un serial în Minecraft. Deja am postat primul episod și eu joc toate personajele și din păcate am uitat să-l schimb. Bun, deci episodul acesta nu trebuie să permitem, bă, la nimeni să se atingă de noi, niciun mob, nici măcar să se uite la noi. Nu ne permitem nici să fugim, să nu ne scadă mâncarea și viața. Nu ne permitem nici măcar să sărim cumva mai tare ca să riscăm să murim, deci efectiv suntem limitați, să zic așa, dar bă, eu zic că o să ne descurcăm, doar că cel mai greu o să fie noaptea, bă, fraților, noaptea trebuie să ne baricadăm ca lumea, pentru că e greu, bă, e greu cu mobii ăștia, măcar avem umăr, mi-e și frică să sar, poate mă ia porcul ăsta, mă mușcă și gata, s-a terminat, game over. Mori, mă. Mamă, l-am bătut cu pumnul și mi-a dat 3 bucăți de asta. Wow, what the fuck. Bă, vine noaptea, nu e ok. Vine noaptea, nu e ok. Vine noaptea, nu e ok. Hai să ne facem rapid lemn. Un crafting table. Bam, frumos. Bă, cred că o să mă adăpostez în munți sau un sap pe groapă până trece noaptea, ești nebun. Că nu e ok, bă, nu e ok, nu e ok, nu merge așa. Bun, hai să ne facem o săbiuță rapid. O lopată. Ne facem aici kitul, deja știm tot ce trebuie să facem la câte challenge-uri am făcut. Avem tot ce ne trebuie, avem tot ce ne trebuie. Bă, vine noaptea, nu e ok, fii atent că mor, bă, zic eu că mor. Bă, deci mor. Bă, na, cam atât a fost. N-am apucat să mă ascund. Vin mobi, gata, s-a terminat. Deci cu shader-ul ăsta, mamă, am crezut că e un schelet acolo. E foarte, foarte scary, mă, frate, și noaptea de aici. Mamă, mamă, stai că văd, mamă, îți găini, uai, mă speriu de găini. Mamă, stai să nu mor prea sus, că dacă pic, s-a terminat, că nici nu văd bine, deci efectiv nici nu văd bine. Ar trebui să găsim, mamă, plouă, nu pot să cred. E prima oară când joc cu shader-ul ăsta și plouă, n-am văzut niciodată cum plouă. Dar nici acum nu văd bine, mă. Nu văd bine că e noapte, bă. Nu se poate așa ceva. Voi vedeți? Ei, un creeper, nu e ok, nu e ok, nu e ok, nu e ok. Bă, unde îs? Bă, nu văd, bă, nu văd. Mamă, uite un zombie. Nu. Dispar de aici, dispar de aici. Plecați de aici, bă. Mamă, dar nici nu văd, mă, frate, bine. Lasă, bă, că supraviețuim. Noi suntem profesioniști în Minecraft. Vă zic eu. Mamă, ce idee am. Urc în copac. Urc în copac. Deci, efectiv, urc în copac. Asta, bă, IQ 200. IQ 200, în copac nu mă poate atinge nimeni. Aia, ne petrecem noaptea în copac, pentru că altă scăpare nu avem. Bă, poate pic și îmi rup gleznele de aici. Bă, bun. Ha-ha-ha! Mamă, ce mișto se vede lava aia așa roșie. Uite acolo un păianjen. Păianjenii se văd de la distanță cu shader-ul ăsta, ca ochii roșii, roșii de tot. O să stau aici și o să mă bucur de această ploaie minunată. În sfârșit! Iese Sorinel, cred. Mamă, deci așa, bun, hai să ne dăm jos din copac. Deci, bă, uitați-vă ce frumos se vede această dimineață, bă. Bă, deci asta ar fi ziua perfectă pentru mine, bă, ziua perfectă. Să fie așa o furtună din asta, o mini furtună. Mamă, oare dacă sar de aici, am rupt picioarele. Hai că nu vreau să mă risc. Bă, deci n-aveți idee cât de fericit mă face ploaia asta în Minecraft. Și cu shader-ul ăsta, bă. Mamă, 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 că
Nu mai zic Minecraft, bă, aici mă găsiți, băieți. Aia de mâncare nu ne scade pentru că efectiv nu facem efort. Dar, de exemplu, dacă am fugi așa un pic mai tare, atunci ar scădea, știi ce zic? Ce zic, bă, băieți? Such a beautiful day in Minecraft. Deci de-abia aștept să iasă versiunea de Minecraft 1.16 și să putem băga shader și pe lumea titanilor. Ar fi criminal, bă, uitați-vă ce frumos arată. Hai să-i scaladăm muntele ăsta, să facem așa un pic un mini challenge. Uai, am crezut că aici, în sfârșitul. Să facem așa un mini challenge, să scaladăm muntele. Avem doar jumate de inimă. Ce poate să meargă prost? Doamne! Hai că reușim, băieți, ne facem casă pe munte. Că noi suntem boșii pe Minecraft. Fii atent, parcur. Gata că deja mă ia cu tensiune. Mamă, dacă pic s-a terminat. Mamă, s-a terminat. Mamă, să sar? Ha? Sar? Pot? Oare pot? Wow, ce m-am speriat. Am crezut că pic. Să ne facem un furnace, să prăjim acolo mâncărica. Wow. Am reușit, fraților, am ajuns aici sus pe munte unde ninge frumos, aici cu găinile mele, eu sunt omul munților. Bun, și aici, efectiv, aici o să-mi fac casă. În vârful muntelui, mi-o să sparg și lopata. Ok, lasă că nu avem nevoie de lopata, avem unghii, putem săpa, putem săpa în dirt cu unghiile. Bun, ia să vedem, noi avem 20 de lemn, stai că mai avem aici, avem un stack și 20, eu zic că ne ajunge. Ne facem bem frumos, cred că îmi fac cu deschizătură, mamă, dacă pic de aici s-a terminat. Cu deschizătură încolo, că doar pe acolo putem să coborăm. Aș avea nevoie de niște sen, bă, să-mi pun aici sticlă frumos, să văd și eu frumusele așa cerul, dar... Până o să facem rost noi de sand. Tu o să fii prietenul meu cel mai bun de acum, ok? Zi-mi ok? Zi-mi ok? Bă, zi ok. Da, pare rău. Te-am avertizat, ți-am spus să zici ok. Aici o să las loc de două uși. Dacă e atât de gras încât nu încapă una. Am nevoie de două. Mamă, am crezut că pic. Avem și vaci. Avem de toate, bă. Ne-am ales bine locația. Hai să ne facem rapid un furnace din ăsta și să punem mâncărica la prăjit. Punem puiuțul. Ne facem aici mare crispy. Bun, hai să plecăm în aventură. Să explorăm. Oare dacă le dau mare capac la astea, îmi fac și o armură corespunzătoare. Hai să vedem. Stai, Stella, nu fugi. Așa, avem două. Nu, cred, ne mai trebuie, așa-i? Ne mai trebuie, bă. Bă, dar e foarte, foarte abrupt muntele ăsta, bă, mâncau așa. Uite, nu sări, bă, nu sări. Bă, nu mai sări, mă, că-mi dai palpitații. Aici e cave? Da, mă, cred că e cave, ha? Opa, aici-s băieții. Mamă, acum. Acum e acum. Ne batem sau? Mamă, mi-e frică, nu pot să fac așa ceva, mi-e prea frică, bă. Să le dau, mă? Uite, orești în soare, așa, mă, fraiere. Arzi de viu. Nu vreau să mă risc. Mamă, s-a terminat. Te rog, mori odată. Te rog. Așa, m-am scăpat și de ei. Mi-a dat un cartof. Ăla-i. Să ne continuăm expediția. Am văzut aici niște coal, ar trebui să-mi fac și eu un pickaxe de... Hai că-mi fac aici, că nu mai am chef să mă duc până acasă să-mi iau. Ne facem mare pickaxe rapid, gata, aia zic. Bun. Hai că ne descurcăm, bă. Dacă suntem atenți, să-mi bat picioarele de nu fac și episodul 2 cu seria asta. Hai să mergem rapid până acasă să ne... Mamă, să mergem. Mamă, bă, dar n-avem nici... iară vine noaptea, iară trebuie să stăm. Nu. Bă, dar nu sunt pe munți. Prin munți ăștia, nu sunt niște oi, mă. Puiul nostru este gata. Mai punem aici carne de vită, adică de vacă. Nu o să mai stau, o să mă duc. Deci mă duc. Mai iau bucata asta. Trebuie să mai fac și o sabie
de stone și mă duc. Mă duc să caut. Mă duc să caut oi, bă, că nu se mai poate. Nu se mai poate. Bă, dar sunt foarte multe găini pe munte. What the fuck? De când stau găinile pe munte, mă? Uite dușmanul. Uitați acolo dușmanul. Ce frumos se vede. Cred că am zis de un milion de ori ce frumos se vede. Hai să mergem încolo spre câmpie. Mă gândesc că dacă aș fi o oaie, asta... Mamă. Mamă. Ăla e schelet, așa-i? Mamă, de mă vede ăla satinat. Îmi dă o săgeată. M-am dus. De schelet ar trebui să ne ferim cât de mult putem. Că ea ne-o trag de la distanță. Știi ce zic, bă, băieți? Nu pot să stau așa, mă. Vreau să mă duc să fac rost de oi. Bă, mi-am aruncat sabia. Nu! Nu, what the fuck, ce prost ești. Mă duc să-mi fac alta rapid. Aia, când ești prost, plătești. Așa. Așa. Dacă vă place episodul acesta, nu uitați să apăsați pe butonașul de like. Mamă, uite scheletonul, uite-l scheletonul. Nu e ok. Bă, dar nu știu unde să mă duc, mă, frate, că peste toate scheleți. Mă duc în partea asta, nu pot aici, că e prea abrupt. Mamă, și acolo-s doi. Mamă. Și ăsta vine după mine, așa e? Hai, mă, să dăm parte în parte dacă e șmecher. Stai așa. Nu, stai că nu știu unde să mă duc. Op. Că dacă mă duc pe acolo, mă văd. Mamă. Te rog, oprește-te. Mori. Te rog, mori, date. Te rog, mori. Te rog. Așa. Bă, ce palpitații îmi dă. Zică, te rog, mori. It's not okay, boy. Asta, să ținem mobil la distanță. Bam. Până ne facem geamuri. Să vrea să vină la noi acasă, mă. Stai așa, cam o idee. Dacă efectiv un închid aici. Ce poți să faci, mă? Ha? Ha? Ce poți să faci? Ha? Nu poți să faci nimic, fraiere. Fraiere. Oh, m-am speriat. Ce reflex am. Hai, mă, să dăm parte în parte. Tu acolo, eu aici. Eu mă sper mai rău decât el să ne bunesc. Mamă! Uite, curca nebunul. Bun, fraților, cam atât a fost și cu episodul ăsta. Se pare că n-am murit, deci suntem niște profesioniști în Minecraft. Dacă mai vreți și episodul 2, nu uitați să apăsați butonașul de like, să strângem cât mai multe like-uri. Eu am fost Sebi și ne auzim în gameplay următor. Bye, bye!